O să vă adunăm pe toți într-o cameră, de la poliție suntem. Vizata a fost gruparea condusă de Bobocel, pe numele real Hasan Sali. Acesta acționa în municipiul Constanța spărgând mașini, locuințe sau fiind autorul unor tâlhării. Polițiștii au filat timp de 18 luni întreaga activitate infracțională a grupării, descoperind că în perioada octombrie 2011-mai 2013, suspecții ar fi comis 23 de furturi și tâlhării pe raza municipiului Constanța, dar și a altor localități din județ, prejudiciul cauzat fiind estimat la 1.300.000 de lei. Vizate de anchetă sunt 20 de persoane, din care 5 sunt deja arestate în alte cauze. Persoanele respective sunt suspectate de comiterea mai multor furturi din locuințe, dar și tâlhării comise atât pe raza municipiului Constanța, dar și în județ. Polițiștii au stabilit că 20 de persoane cu vârste cuprinse între 17 și 38 de ani din municipiul Constanța, precum și din orașele Hârșova, Ovidiu, Murfatlar și Cobadin, sunt suspectate de comiterea faptelor, 5 dintre acestea fiind deja arestate în alte cauze. Suspecții vor fi prezentați procurorilor parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța cu propuneri de arestare preventivă. Ei vor răspunde în fața legii pentru furt și tâlhărie.